Într-un videoclip trecut am vorbit despre cum să-ți înveți pisica la litieră. Ei bine, azi o să vorbesc despre ce litieră să alegi și de ce. Litiera nepotrivită poate fi o cauză pentru care pisicile fac în afara ei. Și asta, cred eu, e coșmarul fiecărui stăpân de pisici. Deci hai să discutăm despre WC-ul pisicii tale. În primul rând, chiar dacă nu e un obiect tocmai mișto pe care să-l ai în casă, litiera e o necesitate. Mai mult decât atât, e indicat să ai un număr mai mare de litiere decât numărul pisicilor din casă. Adică, în cazul în care ai o pisică, trebuie să ai minim 2 litiere. Iar dacă ai 2 pisici, îți vor fi necesare 3 litiere, pentru 3 pisici 4 litiere și așa mai departe. Dacă stai într-o casă care are și etaj, atunci neapărat trebuie să ai una la etaj și una la parter. E foarte important să ai mai multe litiere când ai mai multe pisici pentru a evita problemele de teritoriu. Bun, acum că am discutat despre numărul lor, hai să vedem unde le pui. Ei bine, acestea trebuie să fie puse într-un loc accesibil pisicii, dar locul trebuie ales cu grijă. Nu ți-aș recomanda să pui litiera într-un loc foarte circulat, întrucât pisica se poate simți inconfortabil. Până la urmă, ce faci acolo e ceva intim. Știu că unele pisici se uită chiar în ochii tăi atunci când își fac treaba, dar asta este o altă poveste. De asemenea, nu pune litiera lângă bolul cu mâncare sau cu apa al pisicii. Dacă faci greșeala asta, pisica poate refuza să facă la litieră tocmai pentru că nu-i place să-și facă treaba în același loc în care mănâncă. Logic, nu? Ei bine, da, însă mulți stăpâni de pisici nu se gândesc din perspectiva pisicii când aleg locul litierei, dar pentru asta sunt aici. Și acum hai să vedem ce litieră ar trebui să alegem. Există o varietate de modele pe piață. În primul rând, trebuie să vorbim despre dimensiunea ei. Aceasta trebuie să fie suficient de lungă și de lată pentru ca pisica să se poată întoarce după bunul plac, adică trebuie să fie mai lungă decât e pisica. Și asta e foarte important, altfel pisica nu o să aibă suficient loc și poate refuza să intre în ea. Pe urmă, dacă pisica e mai mare, trebuie cumpărat o litieră pe măsură. Din fericire, există pe piață și modele mai mari cum e aceasta. Dacă însă ai un pui de pisică foarte mic, poți să iei o litieră specială pentru juniori. Acestea de obicei au intrare joasă și sunt mult mai mici decât una normală. Dar nu uita să treci la una obișnuită după ce puiul crește. Și acum hai să trecem la partea interesantă. Ce tip de litieră să cumperi? În prima fază ți-aș recomanda litiera cea mai simplă, adică cea descoperită. E un clasic al WC-urilor pentru pisici. În plus, pentru că e descoperită, e bună și pentru o pisică fricoasă. Asta deoarece îi va da senzația că poate să scape imediat de acolo dacă apare vreun pericol. Pe urmă, dacă ai mai multe pisici, poți chiar să iei mărimea XXL. În cazul în care pisica e bătrână sau are probleme cu mișcatul, îți recomand litierele pentru pisici adulte cu intrare joasă. Bun, dar ce facem cu mirosul? Ei bine, o litieră care e curățată zilnic, cu un nisip bine ales și schimbat la timp, nu va emana un miros neplăcut. Dar fix după ce pisica face treaba mare, vei simți mireasma din plin. Din fericire, există soluții care minimizează acest aspect neplăcut. Așa că, pentru a reduce mirosurile, poți lua litiere acoperite, cum ar fi aceasta. Litierele acoperite vin și cu filtru de carbon care absorbe mirosurile. Dar, bineînțeles, filtrul trebuie schimbat periodic. Există o varietate de modele, dar eu le recomand pe cele cu intrare pe deasupra. Unul la mână, litierele acoperite cu capac au de regulă o ușă care poate să le sperie pe micuțele feline. Dar motivul principal pentru care le recomand pe cele cu intrare pe sus e că acestea evită accidentele, adică accidentele provocate de pisici care cred că e o idee bună să facă pipi din picioare, cum ar fi Sica, de exemplu. Da, Sica, despre tine vorbesc. Deși e fetiță, uneori când face pipi stă în picioare și face fix pe lângă litieră pe perete. Nu știu exact cauza, dar cam o dată pe lună face surpriza. Și din ce m-am interesat, există pisici care pur și simplu așa fac. Ei bine, în acest caz, pisicile tind să se lipească de peretele litierei când fac treaba mică. Așadar, dacă ai o litieră cu capac, tot lichidul se va scurge pe la îmbinare și va ajunge pe parchet. Și da, vorbesc din proprie experiență. Dar o litieră cu intrare pe sus rezolvă această problemă. Plus că are și un grătar pentru a colecta nisipul de pe lăbuțe. Din păcate, litiera acoperită nu e chiar pe placul pisicilor mele. Am luat una, însă dintre toate e cea mai puțin folosită. Așa că, tot pentru a rezolva această problemă, am luat un alt tip de litieră, cu peretele din spate mai înalt. Fiind mai înalt, are șanse mult mai mari de a împiedica urina să se prelingă în afara litierei. Din păcate, Sica e destul de înaltă, așa că aceste litiere nu au rezolvat complet problema. Însă au diminuat-o suficient încât să fiu fericită că le-am luat. Dar o să continui să încerc și altele, cum ar fi aceasta pe care am pus ochii de ceva timp. Pare destul de înaltă, fără să fie însă cu intrare pe sus. Mai există și litiere cu sită, pe care nu le-am încercat pentru că nu mi se pare că ajută foarte mult. Și desigur, litierele automate. Deși sunt create pentru a elimina nevoia de a le curăța zilnic, nu le recomand din două motive. 1. Sunt foarte scumpe și 2. De obicei, tăvița, adică locul efectiv unde pisica își face treaba, e prea mică, chiar și pentru o pisică de talie medie. Dacă totuși ai încercat o astfel de litieră și ești mulțumit de ea, spune-mi în comentarii. Sunt foarte curioasă de rezultate. Pe lângă asta mai sunt și obiecte de mobilier foarte frumoase care ascund litierele, însă deocamdată nu am așa ceva. Și mai e un lucru de care am uitat să vorbesc. Litiera trebuie neapărat curățată cel puțin o dată pe zi. Dacă nu e curată, pisica va refuza să-și bage lăbuțe
căbuțele în mizerie și pe bună dreptate. Și din păcate, mulți stăpâni de pisici dau vina pe ele când se întâmplă accidente, chiar dacă litierele sunt murdare. Desigur, pot fi și alte motive pentru care pisica face pipi în afara litierei și pentru asta îți recomand videoclipul pe care l-am făcut în legătură cu acest subiect. O să-l pun pe ecran, dar și în descriere. Nu uita să te abonezi dacă nu ai făcut-o deja și să dai un like videoclipului. Mersi și ne auzim data viitoare!